face un referendum în care românii să spună dacă sunt sau nu sunt de acord. Să-i tragă în țeapă, în Piața Victoriei, așa cum a promis Traian Băsescu la începutul mandatului, pe miniștrii corupți, respectiv pe domnul Berceanu, pe doamna Udrea, pe doamna Riții, pe doamna Plăcintă, pe domnul Videanu, pe domnul Blaga. Și propun domnului Băsescu să organizeze un referendum prin care să vedem dacă românii vor să fie trași în țeapă în Piața Victoriei, domnii Videanu, Berceanu, doamna Udrea, doamna Riții și doamna Plăcintă.